În decursul zilei de astăzi, la sediul instituției prefectului a avut loc ceremonia de învestire în funcțiile publice de prefect și respectiv subprefect ai județului Mehedinți. În cadrul ședinței de astăzi a avut loc o videoconferință pentru învestirea prefectului Cristinel Pavel, dar și a subprefecților Doina Dobre și a domnului Claudiu Chiriac. Sunt bucuros că am fost investit în funcție, vin cu gânduri bune că împreună cu colegii, doamna subprefect și domnul prefect, să încercăm să facem o echipă. Este o zi importantă pentru instituția noastră. Eu, în calitate de fost și actual subprefect, mulțumesc celor care au avut încredere să merg în continuare în această funcție. Am avut o colaborare foarte bună cu colegii mei, cu domnul prefect și colegul meu Tuțu, fostul subprefect, și sper în continuare obiectivele noastre să fie realizate în echipă cu noul nostru coleg subprefect. Aș vrea să mulțumesc mehedințenilor care au fost alături de mine în ultimul an, un an deosebit de greu, în lupta împotriva pandemiei și, bineînțeles, numai cu ajutorul lor și a tuturor structurilor care sunt în subordinea instituției prefectului, am reușit să facem față în această pandemie și să facem față astfel încât județul nostru să nu aibă un număr de îmbolnăviri atât de mare. Această zi a fost importantă pentru instituția prefectului din Mehedinți.